abia așteptam să fac sport astăzi și să mă antrenez împreună cu Claudia Neghină. Bine ai venit, Clau! Bine te-am găsit, bine v-am găsit! Ce v-am zis la începutul emisiunii? Că vreau să mă duc la mare și că o să fiu primul dintre noi care merge să pună piciorul în apă la mare? Ei bine, Claudia, în primul rând o să plece înaintea mea. Și am mai și fost deja. Am și fost weekendul trecut, împreună cu cea mică, și plec și acum, după emisiune. Dar unde? La Năvodari. Adică ai fost la Năvodari. Și la cum Năvodari. E apa? Sunt curios. Este, mie mi s-a părut un pic rece, însă celei mici s-a părut cald, asta nu mai în apă. Copiii n-au nicio treabă. Da, n-au nicio treabă, însă weekendul acesta va fi și mai caldă, deci va fi ideal. Perfect, haideți, ne vedem la mare. Dar până ne vedem la mare, haideți să facem un corp frumos. Să ne pregătim corpul de mare, nu? Și astăzi lucrăm abdomen și picioare. Focusul principal este pe abdomen și cor, dar lucrăm și un pic picioarele, și pic picioarele, să le tonifiem. Avem nevoie de mini benzi elastice. Eu am cerut unele cu rezistență ușoară, însă mi s-a dat cu rezistență foarte grea. Așa, dar ca să nu fie plictisitor, că tot ai plâns tu. No, ultima dată că a fost un pic plictisitor. Nu. Adevărul e, trebuie să specific. Exercițiile postpartum sunt un pic plictisitoare pentru că se bazează pe respirație și trebuie să o luăm treptat. Mămici de acasă, vă rog, începeți cu benzi cu rezistență ușoară. Și pe măsură ce căpătați antrenament, treceți la cele cu rezistență mai grea. Ne așezăm pe saltea, pe spate, ne așezăm pe parte, nu ne aruncăm, ne așezăm, punem banda deasupra genunchilor. Mamă, dar să știi că sunt chiar foarte rezistente. Sunt foarte, da, au rezistență mare. Tălpile pe sol. Deasupra genunchilor, tălpile apropiate, tălpile pe sol. Umerii pe saltea, toate exercițiile le vom face pe respirație, inspirăm pe nas, încordăm abdomenul, limpim lombarul de saltea și de aici tragem de genunchi de 3 ori, 1, 2, 3, avem grijă să nu ridicăm tălpile de pe sol, revenim și relaxăm, iarăși inspirăm, lipim lombarul de saltea, încordăm abdomenul, tragem de 3 ori, 1, 2, 3, revenim, iarăși inspirăm, expirăm, dăm aerul afară, încordăm abdomenul, tragem, 1, 2, 3 și facem așa de 20 de ori, astfel lucrăm abdomenul și abductorii. Știi ce am observat? Că dacă nu inspir și expir așa cum zici tu, amețesc. Da, iarăși este foarte important și ca să nu amețim, dar și pentru activarea abdomenului. Ai grijă aici? Umerii pe salte, aici, așa, exact, bărbia în piept. Păi și să lipesc și exact. Următorul exercițiu de aici. Inspirăm, expirăm, lipim lombarul de saltea, activăm abdomenul. Foarte important, vezi cât diferență se face când încordăm abdomenul. Aici. Ridicăm piciorul drept, facem 3 cercuri, 1. 2, nu uita tot timpul abdomenul încordat, 3 și revenim. Relaxăm. Inspirăm, expirăm, încordăm abdomenul, celălalt picior. 1, 2, 3. Acum e greu. Relaxăm. Inspirăm, expirăm, limpim lombarul, foarte important. Dacă vrei să bagi mâna aici la spate, să nu se poate, acolo. Știi ce se întâmplă când ridici, ai coloana piciorul în S? Cum am eu. Faci ușoară retroversie de bazin. Acolo. Nu poți să lipești și umerii și spatele. Hai, piciorul sus. Câte mai avem, Clau? 1, 2. Facem voi de acasă faceți 20 de repetări. Noi facem câteva. Mai avem 2 exerciții. Mai facem o dată și pe celălalt picior. Și trecem la următorul exercițiu. Lucrăm oblicii. Ne așezăm pe o parte, comod. Genunchiul de dedesubt flexat, cel de deasupra întins. Așa. Și aici, mâna la ceafă, acolo. Și ridicăm piciorul și trunchiul de pe sol. Ați lucrăm obicei. Vă rog, 2 secunde. 20 de repetări. Claudia, tu ai acolo o bandă elastică cu rezistență ridicată și Rubel și-a făcut garou. Voi vedeți garou lui Rubel. Ce este asta? Ce am făcut aici? Întinde-l, fă banda lată că stai blugii. Păi și eu simțeam că ceva mă... 20 de repetări. Inspiră, expiră, încordează abdomenul de fiecare dată. Mișcarea controlată și lentă. După ce am făcut 20 de repetări pe parte,
ne răsucim pe cealaltă parte, ușor și controlat. Așa. Mâna la ceafă, mână piciorul aici. Acolo, piciorul de dedesubt flexat, cel de deasupra întins. Ridicăm piciorul, ridicăm trunchiul. Și așa? Piciorul și trunchiul. Acolo, aici trebuie să simți în oblici. Zici că ești Rose în Titanic, cum stătea aici să desenezi. Aici ar trebui să stai mai încordat, Leonardo mai încordat, jur. Aici, aici, hai. Acolo, 20, acolo, acolo, acolo. Hai, mai facem 3 repetări. Și mai avem unul? Și mai avem unul. Ne ridicăm ușor și controlat în picioare. Vom lucra iarăși foarte quadricepsul și oblicul. Aici, mutăm banda, o punem sub tălpi. Acesta va fi un pic mai dificil pentru că avem o bandă cu rezistență ridicată și trebuie să ne exersăm echilibrul, dar este foarte bine pentru că astfel obținem rezultate mai rapide. Exact. Lucrăm mai repede abdomenul și picioarele. O mână la ceafă. Hai. Una mano la cabeza. Și ușor ridici piciorul drept și duci cotul către genunchi. Acolo. Și revii. Așa? Da, acolo. Sus. Șoldurile sunt fixe. Ridici cât poți tu, astfel încât să nu te dezechilibrezi. Mișcarea este scurtă, însă foarte eficientă. A, de-aia ai zis că facem și picioare. Exact. Că acum practic simt și aici. Quadriceps și oblic. Acolo. 20 de repetări pe o parte. Strângem foarte bine. Și probabil că ai și obosit. Astăzi nu mai e plictisitor deloc. Schimbăm piciorul, hai. Ridică ușor, concentrează. Aplecăm spre strânga. Și revenim. Acolo, menținem un pic. Ne solicită foarte mult echilibrul. Astfel lucrăm foarte bine trunchiul. Un echilibru puternic înseamnă un trunchi puternic și un abdomen puternic. Claudia Neghină, facem sport cu tine și pe Instagram. De 4 ori. Repetăm exercițiile astea. Colegi, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat bandă de asta. De zici că e făcută din titan. E super ok. Mulțumesc frumos, Claudia. Și eu îți mulțumesc și ne vedem data viitoare. Da, să te distrezi. Cu siguranță. La mare.